Da, adevărat, o victorie importantă pentru că și Deva și alte echipe sunt echipe care ne luptăm cu ele pentru evitarea retrogradării. Iar astăzi am câștigat un meci în care l-am controlat de la început, am făcut pressing, am stat sus, am reușit să dăm gol repede, am reușit să dăm gol din fază fixă și ne-am creat alte ocazii, în afară de cele trei goluri, am avut prima repriză și două bare. Dar una peste alta a fost un meci bun pe care l-am câștigat pe merit și care ne liniștește în acest moment de zona aceasta mișcătoare. Urmează două deplasări grele la Ploiești și la Iași, dar încercăm să scoatem tot ce putem din meciurile de afară, dar ce e mai important este că rămânem cu punctele cu echipele care jucăm acasă și mai ales care sunt în luptă directă cu noi. În prima repriză, echipa noastră a dominat autoritar meciul, însă în partea secundă au părut mai relaxat jucătorii. Într-adevăr, chiar dacă la pauză ne-am spus să căutăm golul 4, pentru că nu putem vrea să ne oprim, a intervenit o relaxare la 3-0, ne-am creat unele ocazii, dar nu am mai fost așa deciși cum a fost prima repriză și drept dovadă am și primit un gol, dar când câștigi cu 3-1, nu are rost să mai vorbim de părțile, să spun, mai puțin bune care au fost, pentru că în final sunt cele trei puncte care contează mai mult decât spectacol. Întâlniți echipa de pe primul loc în tabelă, nu mergi greu. Se poate obține un rezultat pozitiv, se obține egal sau... Am jucat acasă cu Petrolul în tur, am făcut 1-1, am fost egalați pe final din penalti. Sigur că atâta timp cât suntem mai relaxați, între ghilimele să spun, că ne-am îndepărtat un pic de zona de jos a clasamentului, atunci putem aborda meciurile acestea și cu Ploiești și cu Iași sub altă stare de spirit. Și atunci e posibil ca, dacă suntem conectați cum am fost astăzi, mai ales prima repriză, să scoatem puncte și de afară.